Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Capricorn, astăzi vom face Capricorn pentru săptămâna 15-21 ianuarie și să vedem, dragul meu Capricorn, ce vine către tine în această săptămână, la ce să te aștepți și ce să faci cu ce vine către tine, cum ne ghidează cărțile în această săptămână. Haideți să vedem, dragilor, Luna, împăratul, temperanța, șapte de spade, zece de cupe și steaua. La capătul setului de cărți, trei de cupe petreci în această săptămână, dragul meu Capricorn, multe arcane majore. Ai aici luna și stelele. Citirea începe cu Cartea Lunii și se termină cu Cartea Stelelor. Aici este împăratul, aici este 10 de cupe, la capătul setului de cărți 3 de cupe. La mijloc aveți o temperanță și un șapte de spade. Orice ați fi trăit aici, orice hoț a fost în viața voastră, oricine va frânta aripile, pleacă, se oprește, se închide acest ciclu greu. Temperanța vine cu echilibrarea acestui blocaj. Șapte de spade este aici o lebădă care stă între șapte spade. Cineva i-a întins o capcană, dar lebăda se eliberează și pleacă și întinde aripile și zboară. Aici se închide această capcană. Nu reușește acest personaj să prindă lebăda, pentru că lebăda pleacă. Se face un echilibru, se face o claritate în viața voastră și începeți să trăiți așa cum vă doriți voi cu bucurie, cu pace în suflet, cu armonie și cu claritate. Luna aduce intuiție, aduce clar viziune, și aduce un nou început în această carte. Este o lună nouă. Capricornii au o săptămână foarte frumoasă. Este o săptămână aducătoare de bucurie, de noroc, de vis împlinit. Aici aveți 10 de cupe, și aici aveți steaua. Este o dorință, voastră mare. Poate vreți să faceți o petrecere și doriți să invitați o anume anumită persoană. Dragilor, acea persoană va veni în această săptămână sau poate o manifestați în viața voastră și această persoană vine în viața voastră. Este un vis împlinit pentru voi în această săptămână. Vi se împlinește o dorință mare. 10 de cupe este relația ideală, ceea ce mă face să cred că este în iubire. Aici este un nou început în iubire. Începeți ceva nou, frumos, vindecați fiind. Un destin care se scrie acum. Nu mai este nimeni care să vă taie aripile, nu mai este nicio capcană. Lucrurile acestea s-au încheiat, vine bucuria, vine abundența. Începeți să jonglați cu propriile voastre resurse, și să vă îndreptați către o mare bucurie, soarele. Și Marea Preoteasă, dragilor, Marea Preoteasă nu mai are niciun secret. Știe că este momentul potrivit ca voi să vă îndreptați către o nouă Uniune, către un destin nou, către o frumusețe. Aici aveți soarele. Aici aveți luna, aici aveți stelele. Este un ciclu complet care se face în viața voastră. Tot ce ați trăit până acum a fost menit pentru ca acum să începeți să trăiți la adevărata voastră valoare. Vă reinventați, vă redescoperiți și mergeți către visul vostru o săptămână superbă pentru capricorni. Îndrăzniți, dragilor, să visați, să țintiți sus pentru că ajungeți în această săptămână. O citire fantastică. Văd pentru capricorn că în sfârșit acest șapte de spade nu-și mai are locul. Între atâtea cărți frumoase nu mai permiteți nimănui să stea în calea fericirii voastre, aici este împăratul. Împăratul știe, vrea, poate, întinde mâinile și și -a. El a cucerit întreg imperiu cu o singură bâtă în mână. A fost și rege de bâte, a fost și rege de monede, a fost și rege de cupe. A fost toți, prin toate regatele, a trecut și le-a cucerit pe toate. A ajuns împărat de ține, toate cunoștințele necesare și face ca lucrurile să se întâmple. Împăratul face lucruri, își folosește resursele și nu se abate. Este structură și disciplină. Este curat, curajos și corect. Este posibil ca pe această persoană să o chemați în viața voastră un berbec sau un vărsător alături de care să trăiți această relație frumoasă, 10 de cupe. Este o relație idilică, o legătură superbă, care aduce abundență, aduce frumusețe, aduce copii, noi începuturi, tot ce vă doriți, fiecare ce își dorește. Frumos pentru Capricorn, săptămâna 15-21 ianuarie va aduce speranțe noi, va aduce credințe noi și echilibrarea suferinței voastre. Aici se echilibrează, se închide un ciclu greu, karmic și se deschide o frumusețe. Intră soarele în viața voastră. Aveți soarele în Capricorn în această perioadă, în această săptămână. Este locul vostru. Vă simțiți bine la voi acasă în această săptămână, oriunde ați fi. Puteți merge, cum am spus, și la petreceri. Puteți să faceți petreceri pentru că va fi frumos. Aici aveți niște gânduri. Citirea începe cu luna, cu cartea lunii. Luna aduce claritate, dar aduce și premoniții. Fiți atenți la visele voastre pentru că este posibil să vi se arate în vis un semn, să visați o persoană, să visați un lucru pe care trebuie să-l faceți. Poate cineva de acolo de sus vă trimite un semnal și prin vis vi se relevă ceva ceva important pentru voi, care vă va ajuta, vă va ghida pașii către bucuria voastră, către această relație idilică. Aici puteți începe lucruri noi. Toată suferința s-a echilibrat, blocajul s-a încheiat, persoanele care nu vibrează la unison cu voi se retrag, iar voi începeți să trăiți acest vis vine acea persoană pe care voi vă doriți, vin acele lucruri la care voi visați, toată săptămâna este o bucurie pentru capricorni. Știți cum să faceți din orice clipă o bucurie. Vă veți bucura mult în această săptămână, îmi place mult pentru capricorni. Dacă sărbătoriți, vă doresc la mulți ani! să vă bucurați de voi și de tot ce vă înconjoară. Echilibru, armonie, iubire, vis împlinit, speranță, vindecare, destin, clar viziune, acuratețe în gândire, decizii corecte și putere. Împăratul este puternic. Știți ce vă doriți și manifestați puternic în această săptămână, pentru că orice vine către voi vă aduce bucurie. O săptămână superbă. Haideți să vedem și de aici o carte. Capricornul este câștigător în această săptămână, oportunitate. Da, este posibil să întâlniți o nouă persoană. În această săptămână, alături de care să trăiești un vis, multe uși ți se deschid. Este perioada ta, este momentul de glorie al Capricornului. Intră pe ce ușă vrei, pentru că toate se deschid și toate sunt benefice pentru tine. Este tot o lună nouă aici. Noi începuturi clare pentru capricorni care aduc. Iubire aduc binecuvântare și protecție. Aici aveți un copac. Copacul înseamnă vitalitate, înseamnă longevitate, înseamnă sănătate. Tot ce începeți să trăiți de acum este sănătos, este clădit pe un teren solid. Dacă vreți să începeți o nouă relație, va fi bazată pe încredere, pe iubire, pe reciprocitate. Vă încurajez dacă vreți să faceți acest pas, să-l începeți acum, în această săptămână, să clădiți o nouă relație. Aici se va înfiripa ceva între voi și o persoană, între voi și un vărsător, între voi și un berbec, între voi și un rac, sau poate o persoană în pești va fi protectivă, va fi grijulie, va fi iubitoare, compasională, exact așa ca sufletul vostru. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată, vă pup, pa, pa.